foarte, foarte mult. Eram prin clasa a 5-a, cred, și am descoperit la bibliotecă, la Palatul Pionierilor, o carte, un volum de format destul de mare, acum n-aș mai putea să precizez, dar cred că format A3, care se chema Ziarul Pădurii și era colecția Ziarului Pădurii pe un an de zi. Deci era ca și cum un ziar al pădurii ar fi existat și el ar fi apărut, nu mai țin minte cu ce periodicitate, dar în orice caz suficient ca să iasă o carte groasă. La sfârșitul anului ai colecția ziarului legată, deci asta era carte. Dar era Ziarul Pădurii și toate știrile priveau evenimentele din pădure. Ce se mai întâmplă, ce a mai spus împăratul animalelor, ce leți au mai dat, cum merge buletinul meteo între cele sportive, muncile câmpului și așa mai departe. Viața pădurii era tratată ca un fel de fabulă a societății omenești prin prisma unui ziar. Deci tot era relativizat în lumea animalelor, dar cu o precizie mult mai mare decât în poveștile obișnuite cu animale pe care, mă rog, le citește orice copil. Era ca un fel de poveste realistă, în care totul era pe date. În data de 4 aprilie a fost o furtună, a plouat foarte puternic, s-au inundat, nu știu ce, construcții ale castorilor din... sau ce o chestie de genul ăsta. Cred că din acest melanj de fabulație și realism, la firma respectivă am învățat foarte mult. Ca dovadă că mi-a rămas în minte modelul cărții astea. O carte care m-a marcat pentru că nu... De fapt, n-am citit-o, n-am apucat să citesc o altă niciodată. De fapt, un manual, dar o carte destul de groasă. Pentru cine amator se chema Cum se face un film. Și îți explica totul, dacă apar filme inclusiv tehnic, deci cum filmezi, din ce compus aparatul, cum se developează și așa mai departe, dar și cum se gândește un scenariu, cum se face un decupaj. Din cauza că eram la o vârstă mai anarhistă și pentru că cartea mea cumpărase tatăl meu, am refuzat să o deschid. Am făcut armata și în anul întâi de facultate, un prieten, fiind cineclubist, cineast amator, a tot tras de mine și până la urmă a convins să-l ajut la un film. Atunci am mai citit câte ceva din cartea asta, dar mai pesărite. Și foarte repede am descoperit subiectul și am trecut la alte cărți din domeniul filmului, care erau evident mult peste acest nivel. Și de fapt cartea asta rămâne necitită vreodată. La noi, foarte multă vreme, cinematografia românească s-a bazat pe ecranizări. Pentru un copil, continuitatea între roman, povestire și film este aproape neștiinbită. Când am văzut, la o vârstă deja mai matură, dramatizarea după Moroneții, spre exemplu, lucrurile nu mai stăteau la fel și la o anumită maturizare intelectuală face foarte clar diferența dintre roman și film. Ai câștigat deja conștiința faptului că sunt două opere diferite și că între ele există de fapt o ruptură foarte mare. Felul în care te raportezi la trecerea asta de la epic literar la epicul cinematografic este de fapt specific pentru două vârste intelectuale și nu se poate da un răspuns.